Charlie McCarthy a fost descris ca un artist de rang mondial, Whoopi Goldberg și Sting numărându-se printre clienții lui. Când ți-ai descoperit talentul artistic? E o întrebare bună. Cred că mi-am dat seama că pot desena încă din școală, dar cred că îți trebuie un motiv ca să desenezi. El a descoperit acest motiv în urmă cu 25 de ani într-un parc din Londra. Fiind ateu atunci, el spune că a simțit că trebuie să existe ceva mai mult decât ce izbește ochiul. Iisus m-a purtat treptat într-o călătorie prin care se descoper frumusețea oamenilor. Fiind începutul artei mele, am simțit că îmi spune: privește cât de frumos este omul acela care stă pe bancă. Nu l-aș fi observat altfel. How beautiful is that guy sitting on that bench? And I would never have noticed him before. In this bronze sculpture called The Return. În această sculptură de bronz numită Întoarcerea fiului risipitor, McCarthy captează emoția pură a binecunoscutei pilde. Ea se găsește la Holy Trinity, Brompton, una dintre cele mai influente biserici din cadrul Bisericii Anglicane. McCarthy este un vorbitor cunoscut în special printre necredincioși. Particularly with unbelievers. Charlie are lipici la oamenii din afara bisericii, fiindcă îi surprinde. Când te gândești la un evanghelist, nu ți-l imaginezi pe Charlie Maxey. Eram în toaletă și stăteam așa. Poate fi puțin mai neconvențional. Într-o zi a povestit cum a auzit un cântec gospel pentru prima dată la un festival de muzică într-o toaletă portabilă care era atât de murdară încât a trebuit să se urce pe colac. Cântecul a străpuns ateismul său, mișcându-l până la lacrimi. Eram în toaletă, plângând, un ateu care plângea. Este foarte umil, foarte simplu. Spune povești care nu-l flatează. Nu prea știam ce mi se întâmplă, dar în timp ce eram cercetat, piciorul stâng mi-a alunecat. Mi-a intrat până aici. Deși poveștile lui McCarthy nu sunt pentru cei slabi de îngeri, el scoate în evidență că apropiații lui Isus, ucenicii, ar putea fi descriși de asemenea ca inadmisibili. Am realizat că erau oameni răutăcioși, necredincioși, oameni care nu aveau o purtare religioasă și probabil n-ar fi fost prea bine primiți în biserică. Credeam că a fi creștin înseamnă să fii curat, să vii la biserică, să fii drăguț, să nu înjuri, iar atunci vei fi acceptat, fiindcă totul e în funcție de merite. Dacă vrei să aparții, comportă-te într-un anume fel. Ești iubit așa cum ești, indiferent cu ce ești acoperit, în exterior sau în interior. Cred că este unul dintre cei mai buni evangheliști din Anglia la momentul de față. Pe cei ce nu sunt în biserică, i-aș duce să-l audă pe Charlie. Și nu glumea. E complet ridicol. Totul a fost un șoc pentru McCarthy, ceva de înțeles având în vedere povestea vieții lui. Făceam lucruri religioase la școală și nu-mi plăceau deloc. Cântam despre Dumnezeu, dar nu-mi plăcea de El. Nu credeam că există. Și dacă exista, nu-mi plăcea de El. Cum ai fi descris un creștin? Cineva care pretinde că e bun și judecă pe alții și crede într-un prieten invizibil creat de el. După întâlnirea ciudată, dar profundă, cu cântecul Oh Happy Day, McCarthy s-a mutat în New Orleans, implicându-se în muzica gospel și jazz. Voiam să le spun oamenilor, există un duh extraordinar în spatele muzicii, e plină de viață. Uitați-vă la oamenii aceștia, uitați-vă la ceea ce cred, la impactul pe care îl are asupra lor. McCarthy își vede operele de artă ca un mod de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor pe care îi iubește, cum ar fi Fica cea risipitoare, realizat pentru o prietenă care s-a luptat cu tulburarea bipolară. Dacă încerci să le explici prin cuvinte că Dumnezeu iubește, că sunt iubiți, nu înțeleg ce vrei să spui. Ea întotdeauna și-a dorit să fie ținută în brațe. Așa că i-am spus că așa este Dumnezeu. Operele de artă ale lui McCarthy arată de asemenea prezența lui Dumnezeu în propria viață. Mi-am dorit să cânt la pian, dar nu am fost bun la asta. Pentru mine, îngerul reprezintă vocea lui Dumnezeu care spune: sunt cu tine, te iubesc, lucrăm împreună, nu ești singur. Acest tablou se numește Cunoscut.
Într-o zi, treceam cu bicicleta peste un pod din Londra și a durat doar 11 secunde. Dar a fost... ești cunoscut, ești iubit, Dumnezeu există și te iubește, te știe, ești cunoscut pe deplin. Bube, întuneric, nu mai trebuie să te prefaci. Xu Qi was a rock singer for 20 years. Xu Qi a fost cântăreț de muzică rock timp de 20 de ani. Cânta în cluburi de noapte și în alte locuri din întreaga China, dar faima și banii nu l-au ajutat să-și umple golul pe care îl simțea înăuntru. Mi-a luat ceva timp să recunosc asta, dar plăcerea a fost temporară. Nu a ajuns înăuntrul sufletului meu. Xu ne-a povestit cum totul s-a schimbat într-o singură clipită și a schimbat cariera muzicală. Citeam în Biblie, iar Dumnezeu mi-a vorbit prin versetele 7 și 8 din primul capitol din Ieremia, care spune așa: nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Acele versete au fost ca un fel de revelație pentru el. Xu spune că atunci și-a dat seama că Dumnezeu l-a chemat să își folosească vocea. Mi-am dat seama că cei 20 de ani în care am fost cântăreț de muzică rock nu au fost în zadar și că Dumnezeu mă pregătea să arăt dragostea lui prin muzică. În loc să mai cânte în cluburi, el a început să organizeze concerte de muzică creștină în toată țara, lucru pe care nimeni nu l-a mai făcut înainte public și la o scară atât de largă. După ce am ieșit din divertisment și m-am dedicat total bisericii și am compus muzică pentru atragerea oamenilor la Hristos, statutul meu social și valorile s-au schimbat în totalitate. Și Domnul i-a răsplătit ascultarea. Sunt implicat total în această lucrare de aproape 3 ani. În această perioadă, în jur de 2 milioane de oameni au ajuns să-L primească pe Iisus la concertele mele. Da, 2 milioane de oameni. China iubește muzica. Printr-un sondaj la acest fel făcut pentru prima dată în China anul acesta, s-a aflat că 977 de milioane de oameni, adică 75% din întreaga populație a Chinei de 1,3 miliarde de oameni, ascultă muzică regulat. Xu știe că are spectatori nelipsiți care sunt deschiși să audă de dragostea lui Dumnezeu. De fiecare dată când pășesc pe această scenă, simt că trebuie să împărtășesc Evanghelia cu necredincioșii și să le vorbesc despre pocăință și despre iertare. Să le împărtășesc cum viața mea stricată a fost restaurată și reînnoită. Xu recunoaște că ceea ce el și alți cântăreți fac în China ca să răspândească Evanghelia este imens. China este, până la urmă, o țară ateistă, a cărei guvern este împotriva creștinismului. Deși industria muzicală creștină de aici pălește în comparație cu cea din Statele Unite, Xu crede că fac și ei progrese. Muzica a fost creată de Dumnezeu, dar a fost furată și otrăvită de cel rău. El a plantat întunericul în ea și se folosește de aceasta ca să inducă în eroare pe oameni. Eu încerc să o răscumpăr printr-un mesaj pozitiv și plin de speranță, care îi îndreaptă pe oameni spre dragostea lui Dumnezeu și le atinge sufletele. Datorită exemplului său, din ce în ce mai mulți artiști proclamă Evanghelia prin intermediul muzicii. China a fost martora unei explozii de competiții muzicale în ultimii ani, iar creștinii au jucat un rol foarte important în câteva dintre acestea. Printre aceștia se numără și Li Wenqi, finalista emisiunii televizate de competiție muzicală Vocea Chinei. Fiind la vârsta de 18 ani, ea spune că înțelege presiunea cu care se confruntă mulți colegi de ei, care sunt în lupta pentru marele premiu. Mulți oameni din China cred că scopul lor pe acest pământ este agonisirea banilor, așa că sacrifică totul pentru a-și urmări acel vis, dar nu primesc nimic în schimb. Prin muzica mea încerc să încurajez pe oameni să-L caute pe Dumnezeu. Tatăl lui Li este și managerul ei. El spune că este cu adevărat remarcabil că în China zilelor noastre fiica sa să poată cânta fără rețineri despre Iisus Hristos pe un canal național de televiziune. În urmă cu 30 de ani, așa ceva era inacceptabil. Acum suntem liberi să cântăm cântece de închinare. Știu că Dumnezeu își face glasul auzit în toate națiunile lumii.
Joseph Choi păstorește o biserică locală din Beijing. Spune că artiștii precum Li și Shu le arată oamenilor un alt gen de muzică care este creativ, îi inspiră și le captează atenția. Muzica creștină influențează și alte religii. Dacă ne uităm puțin la muzica budistă, observăm că în mare parte sunt fără viață și foarte plictisitoare. În ultimul timp, cântecele lor au devenit puțin mai vesele. S-au inspirat din muzica creștină ca să-și compună propriile melodii budiste. Acest fapt arată că impactul muzicii creștine este foarte mare. Aceasta este muzica pentru Shu. Pe lângă faptul că scrie melodii noi și susține concerte creștine, el încearcă să-i convingă și pe alți artiști să-și facă curaj să împărtășească dragostea lui Hristos. Cred că sunt foarte mulți cântăreți cărora le este teamă, din anumite motive, să cânte deschis despre Hristos. Mă rog ca din ce în ce mai mulți artiști să prindă curaj pentru ca oamenii să audă despre dragostea lui. Sherry Martin a crescut jucându-se pe plajă lângă Pensacola, Florida. Fiind fiică de pastor, ea a avut încredințarea că într-o bună zi va apărea și prințul ei. După ce am trecut de 20 de ani, pe rând, prietenele mele s-au căsătorit. Am fost dezamăgită, pentru că eu nu prea am avut prieteni. Timpul trece și ai impresia că Dumnezeu te neglijează. Sherry a crezut în promisiunea lui Dumnezeu că se va căsători. Astfel, a continuat să se întâlnească cu băieți. În repetate rânduri, relațiile au eșuat. M-am rugat la Dumnezeu și am cerut să nu mă lase să disper. Am continuat să aștept și să-L caut pe Dumnezeu. Un verset din Isaia spune, nu te vor mai numi părăsită și țara ta o vor numi măritată. Eu m-am bazat pe astfel de versete. Sherry s-a apropiat de vârsta de 50 de ani fără să fie avut vreo perspectivă în acest sens. Niște prieteni au invitat-o la nuntă ca să cunoască un surfist pe nume Ben. Chiar în mijlocul holului am întâlnit acest bărbat minunat în smoking. Stătea acolo. M-am gândit că el este bărbatul despre care mi-a vorbit prietena mea. Am rugat-o să-mi confirme că despre el este vorba, iar ea a spus da. În ziua următoare, Ben și Sherry s-au întâlnit din nou la biserică. La biserică a venit la mine un tip minunat și s-a prezentat. Este clar că și el m-a observat pe mine. A fost dragoste la prima vedere? I was definitely attracted. Mi-a plăcut foarte mult de Sherry, însă eram încă bulversat. Sherry însă nu a știut că Ben tocmai trecuse printr-un divorț dureros și încă mai suferea. Ceea ce Ben, un surfist și un amator al oceanului, nu a știut, a fost că Sherry se teme de apă. Mie îmi place să mă bronzez, iar lui îi place surful. Ne potrivim. Însă relația a fost cu probleme și cei doi s-au despărțit pentru mai multe luni. Vin dintr-o familie cu divorțuri și eu nu am avut așa ceva. A trebuit să pot renunța la ideea refacerii primului mariaj. Am spus că trebuie să fiu eu aleasa, nimeni altcineva. Nu pot fi pe locul doi. Trebuia să știu că mă iubește doar pe mine. El a spus că vrea să fie doar cu mine. În sfârșit, cineva mi-a spus că mă alege pe mine. A fost minunat. Apoi, în vara anului 2012, după o relație cu suișuri și coborâșuri de aproape 2 ani, Sherry se pregătea să-și serbeze cea de-a 50-a aniversare de naștere. Nu am ales verighetele, nici nu am vorbit despre căsătorie. Mă gândeam că e o zi importantă, iar el m-a întrebat ce vreau să facem. I-am spus că aș vrea să ne plimbăm pe malul oceanului la apus. Nu mai făcusem asta ca și cuplu. Am trecut pe lângă dune și ne-am îndreptat spre plajă. Atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă, avea loc câte o nuntă. M-a întrebat dacă m-am gândit vreodată la o nuntă pe plajă.
And he looks at me and he says, "Have you ever thought about a wedding on the beach?" It was there. Acolo pe plajă, în ziua în care Cherie a împlinit 50 de ani, Ben, un bărbat mai tânăr cu 9 ani, și-a declarat dragostea pentru ea. I-am spus că o iubesc și vreau să îmi petrec restul vieții mele cu ea. Am întrebat-o dacă și ea vrea același lucru și a spus că da, în timp ce am încercat să scot inerul din buzunar. Cherie spune că diferența de vârstă nu contează. Domnul ne-a ajutat în această privință. Oamenii ne spun mereu că nu se vede diferența de vârstă. Cherie și Ben s-au logodit în data de 2 iunie și au stabilit ca nunta să aibă loc 5 luni mai târziu. În sfârșit, a sosit ziua de 3 noiembrie 2012. A fost o zi minunată pentru care i-am mulțumit lui Dumnezeu. Am închiriat o casă pe plajă și ne-am invitat rudele. Nunta a avut loc în fața casei. The wedding took place like right out front. Cherie spune că povestea ei dovedește faptul că Dumnezeu își împlinește promisiunea chiar dacă durează ceva timp. Even if it takes a while. Ask him to give you. Cereți-i să vă facă o promisiune cu privire la viața voastră și credeți în el, pentru că el este credincios. I wanted someone true. Am vrut o dragoste adevărată și Dumnezeu mi-a dat-o pe Cherie. Vârsta este doar un număr, iar ea e frumoasă, e minunată. Dumnezeu este bun. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Uitați-vă la ciudata casă a lui Hollis și Nancy Palmer aflată într-un cartier liniștit din Virginia. Nu v-ați fi gândit niciodată că în spatele casei se află o curte mare transformată într-o grădină înfloritoare. Astea sunt ridichi. Așteptăm cu nerăbdare să le culegem. Această gospodărie urbană, cu rândurile îngrijite și legumele viu colorate, este un deliciu pentru ochi, dar și pentru stomac. Pe lângă ridichi mari, găsiți și verdețuri precum varză, conopidă, varză de Bruxelles, brocoli, ceapă și usturoi. Aceasta este doar grădina lor de toamnă. Gospodăria soților Palmer mai are, așa cum îl numesc ei, un amestec de salate. Aici crește salata roșie romană, salata verde tip frunză de stejar, salata roșie tip frunză de stejar, salata verde romană, iar aici în spate, Nancy cultivă plante aromatice. Mulți cred că nu ar putea avea așa ceva pentru că trăiesc la oraș unde au o casă simplă sau un apartament și nu au curte. Însă trebuie să știți că puteți cultiva mâncarea voastră într-o zonă mică în curtea voastră din spate și puteți obține multă mâncare. Dacă nu aveți o curte, puteți cultiva în recipiente. Conform Universității Davis, o gospodărie urbană este tipică proprietarilor de case care doresc să trăiască o viață care respectă natura. O gospodărie urbană are nevoie de tracțiune. M-am bucurat să văd asta. Se poate vedea în întreaga lume. Îi încurajez pe oameni să încerce, deoarece este o activitate relaxantă, liniștitoare și le dă energie și posibilitatea de a face mișcare. În primul rând, se poate obține mâncare foarte bună. Încercați! Soții Palmer nu păstrează toată recolta. Hollis spune că dau 70% din recolta pe care o produc și oamenii din întreaga lume beneficiază de pe urma efortului soților Palmer. Prin canalul YouTube, Hollis îi învață pe oameni cum să grădinarească. Nancy le arată oamenilor cum să pregătească mâncăruri delicioase. A învins cancerul și astfel are o pasiune deosebită pentru gospodăritul urban. În acea perioadă am aflat cât de toxică este mâncarea pe care o cumpărăm. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să învățăm pe oameni cum să producă și să pregătească mâncarea acasă la ei. Aceasta este viziunea pe care am primit-o eu de la el. Grădina soților Palmer nu este în totalitate biologică, însă Nancy le spune oamenilor să nu se alarmeze. Puteți să vă folosiți de metodele moderne, o cantitate mică de îngrășăminte, semințe care nu au fost modificate genetic, să evitați pesticidele și erbicidele. Puteți obține o grădină minunată care nu este 100% biologică, însă sănătoasă pentru familia voastră. Acesta este scopul meu, să ajut familiile din întreaga lume să mănânce sănătos.
healthier families throughout the world. Nancy și Hollis consideră că gospodăria lor urbană este o lucrare de slujire în viața reală și virtuală. Hollis a găsit mângâiere și pace în această grădină, mai ales după ce fiul său, Michael, a murit în urma unei boli de inimă. A construit monumente comemorative în grădină în cinstea fiului său. Petrec mult timp în grădină. Este liniște. Sunt singur. Am petrecut mult timp vorbind cu Dumnezeu. El mi-a dezvăluit toate lecțiile pe care a trebuit să le învăț în perioada mea de doliu, chiar acolo, în grădină. Așa am reușit să ne revenim și acum practicăm grădinăritul la un alt nivel și ne place. La un capăt al grădinii se află o cruce. După ce am înființat grădina, am făcut acea cruce pentru ca trecătorii să o vadă. Această cruce ne reamintește că toate produsele din această grădină vin de la Dumnezeu. Noi plantăm sămânța, noi o udăm, însă crește datorită lui Dumnezeu, așa cum intervine și în viața noastră. Materialele lor video se încheie cu un verset și rugăciune. Cu mâinile sale suntem hrăniți și El ne dă pâinea acea de toate zilele. Amin. Hollis explică astfel activitatea lor. Nancy este preocupată de sănătate, iar el de grădinărit. Împreună vor să salveze vieți din punct de vedere spiritual și fizic. CBN News, Newport News, Virginia. Sărbătoarea pe care o cunoaștem sub numele de Halloween are origini celtice și a fost influențată de-a lungul veacurilor de numeroase culturi. În secolul al VII-lea, Papa Bonifaciu al IV-lea instituie, după câte se pare, Ziua tuturor Sfinților în onoarea martirilor. 4 secole mai târziu, ziua de 2 noiembrie este desemnată Ziua tuturor Sufletelor, ținută pentru a comemora morții. În secolul al XIX-lea, mii de oameni care se mută din Irlanda în Statele Unite ale Americii duc cu ei obiceiuri de Halloween care, cu timpul, se contopesc cu obiceiuri asemănătoare ale emigranților din Marea Britanie, Germania, precum și din Africa și din alte părți ale lumii. Halloween-ul, sărbătorit de obicei noaptea de 31 octombrie, a devenit popular în multe țări de pe glob, iar interesul comercial l-a transformat într-o afacere la nivel mondial de miliarde de dolari. De la jumătatea secolului al XX-lea, americanii au început să asocieze Halloween-ul cu o sărbătoare a copiilor, care se costumează în diverse personaje. Influențele ei au pătruns și în România în ultimii ani și a câștigat suficientă popularitate. Pentru mulți, nu înseamnă mare lucru din punct de vedere religios, ci doar un pretext pentru distracție. Când eram mică, mi se părea foarte interesant Halloween-ul, că toată lumea era cu bomboane și hai să vedem și să facem dovleci și... De ce nu? Să mergem și din casă în casă. Tu sărbătorești Halloween-ul mă normal? Câteodată, depinde. Ce părere ai despre? E ok. Păi la școală ținem în fiecare an un festival. Ce faci mai exact? Păi mă costumesc cu prietenii și mergem prin oraș. Cum ți se pare? Nu știu, ce părere ai despre asta? Crezi că e ceva în regulă cu sărbătoarea asta? Mi se pare în regulă sărbătoarea. Când vorbim despre Halloween, mi se pare că aducem în discuție o sărbătoare care venerează spiritele rele, venerează ceea ce Satan a făcut în lumea asta, venerează dezastrul și pur și simplu, când privim la Dumnezeul scriptural și când privim la ceea ce se întâmplă în lumea asta și la sărbătoarea aceasta, putem spune că sunt în contradicție, se bat cap în cap. Consider o sărbătoare cu origini păgâne și cred că mai ales dată fiind perioada în care se sărbătorește, sunt moduri mult mai frumoase în care putem sărbători toamna, în care putem să ne arătăm recunoștința. E adevărat, copiii se distrează, deci adevărul e undeva la mijloc și nu am nimic împotriva atunci când se fac petreceri pentru copii, nu pentru adulți, dar să fie decente. E o sărbătoare străină cu care noi nu prea avem nimic de a face. Sunt niște, nu știu, sunt invocate niște forțe malefice și nu știu în ce măsură asta, adică poate să fie o chestie de divertisment pentru unii, dar așa nu cred că e o chestie benefică. În unele școli se organizează diferite programe, iar copiii trebuie să participe la ele, îmbrăcați corespunzător. Sărbătoarea este la origini una creștină, dar lucrurile s-au amestecat în timp. Cum ar trebui să abordeze părinții acest subiect și ce ar trebui să știe copiii? Aș spune, în rezumat, că ar trebui să ne raportăm cu înțelepciune, respectiv să înțelegem lumea în care trăim.
lumea în care trăim și mai ales lumea de după 89 în România, am împrumutat tot felul de ritualuri, de sărbători, pe care nu trebuie neapărat să le demonizăm. Ci ar trebui să recunoaștem că le-am împrumutat, pentru că trăim într-o lume globală, globalizată, satul global, cum ar spune sociologii, și noi în România sau în Timișoara nu putem să trăim pe o insulă. Noi, de fapt, trăim pe lumea aceasta, dar n-ar trebui să fim din lumea aceasta, după cum ne-a învățat și ne învață Mântuitorul și și-a învățat ucenicii, în lume, dar nu din lume. Înțelegând ce este de fapt Halloween-ul, și pentru asta trebuie să ne ducem în istorie. Și un părinte înțelept se duce în istorie să vadă ce este de fapt Halloween-ul sau ce a fost Halloween-ul și să vedem cum în general suntem experți să pervertim. Pentru că Halloween-ul a fost sărbătoarea tuturor sfinților. Și a devenit ce? A devenit sărbătoarea tuturor stafiilor. Dintr-o sărbătoare care ar fi vrut să celebreze lumina, puritatea, victoria, sfințenia, am transformat-o în ce? Am transformat-o într-o sărbătoare a întunericului, a spaimelor, a tot ce vrei să-ți cutremure într-un fel sufletul. Numai că, tot așa, istoric trebuie să ținem minte că sărbătoarea are rădăcină în niște ritualuri celtice, păgâne, care s-au amestecat, cum se amestecă lucrurile pe lumea asta. Deci dacă un părinte înțelept se duce în istorie, înțelege și comunică cu copilul lui. Pentru că altfel copilul primește mesaje duble, care îl duc la derută și care nu fac decât să-i sporească suferința. Pentru că la școală colegii merg la petreceri de Halloween, la școală copiii au costume de Halloween. Școala, familia, biserica trebuie să implementeze aceleași valori în educația copilului, de aceea îi îndemnăm și pe părinți să țină cont în tot ceea ce înseamnă educația copiilor lor și să se bazeze pe valorile Sfintei Scripturi. Noi nu încurajăm nici personal ca părinte, dar nici ca și școală, nu încurajăm activitățile de Halloween și nici nu organizăm în contrapartidă lucruri care poate ar crea tot așa un fel de efect care ar da prea mare atenție unui lucru ce ar trebui să nu fie băgat în seamă și, sau să nu fie valorificat și mediatizat. Creștinii au reacții diferite față de Halloween. Unii nu văd nimic periculos în această falsă sărbătoare, deoarece nu este decât un prilej de distracție pentru copii, iar alții se opun participării la activități organizate de Halloween și încearcă să-i protejeze. Eu personal am rămas șocat să văd cât păgânism poate exista în creștinism fără ca oamenii să-și dea seama. Mă gândeam, probabil, creștinismul în dorința lui de expansiune și totuși în dorința de a păstra pacea cu oamenii pe care i-au întâlnit în expansiunea lor, a încercat să preia ceva de acolo, ceva ce probabil au crezut ei că este inofensiv, dar cumva ar aduce o alinare celor care au fost încreștinați. Cele două culori asociate cu Halloween-ul sunt negru și portocaliu. Mare parte din costumele de Halloween reprezintă figuri supranaturale, precum monștri, schelete, fantome, vrăjitoare și demoni. În zona creștinismului, noi pledăm pentru bucurie, dar pentru anume bucurie. Pledăm pentru lumină, pledăm pentru tot ceea ce este frumos, pentru ceea ce este adevărat. Ori asupra copiilor, aceste imagini clar că pot să aibă efecte negative, pot să aibă copii coșmaruri, pot să creadă că de fapt lumea este exact așa cum o vedem de Halloween. Iar ca medic și ca psihoterapeut, nu odată întâlnesc familii care sunt îngrijorate de faptul că copiii vorbesc în somn, visează urât, au coșmaruri. Copiii, ceea ce văd, după aceea transpun. Capacitatea lor de a imita și de a traduce ceea ce văd este de nemăsurat. Și de aceea și această dimensiune ar trebui să o ia în seamă un părinte înțelept.
Ca și creștini, suntem puși în această lume să fim o lumină în întuneric și trebuie să înțelegem că a sărbători Halloween-ul nu este o joacă. Ce mai putem face este să luăm aminte la ceea ce ne-a îndemnat Apostolul Pavel, și anume să ne ferim de tot ceea ce ne pare rău. În realitate, acolo sunt niște lucruri de sorginte demonică care încearcă pe bieții oameni să-i facă sclavi ai unor lucruri care nu sunt parte din natura omului creat de Dumnezeu în mod normal, ci sunt parte din natura păcătoasă pe care a adus-o diavolul invadând ființa umană. S-ar putea anumiți copii să simtă chiar o frustrare, copiii din familii de credincioși să simtă o frustrare, pe mine nu mă lasă părinții să mă joc și eu cu ceilalți la sărbătoarea aceasta Halloween. Sau, nu e o joacă, e exact ca și joaca cu focul. Și de aceea cred că trebuie să fim foarte precauți și să evităm aceste pericole. We'll be right back.